Konferencja Tribunoga. Zatem indemnizacja dla Unii Euro nu va intra cu orice progres va comunica pentru județul lui. Sunt oameni care sunt în situația respectivă, sunt oameni care au... Ofta bună. Ce foame ți-e? Deci, poziția mea și a partenerilor este simplă. Dacă Dumitrescu a greșit, trebuie să răspundă. Dar nu o să fac comentarii pe speculații. Că sunt deci, niște teoretic, domnul Dumitrescu este un bugetar care trăiește pe 2700 de euro, președinte de Consiliul Județean. Are afaceri, prosperă unde afaceri, dar nu regăsim și banii în declarația de avere. Și ne spune domnul Fenechiu că e în regulă, na, să stai în chirie de 6000 de euro. V-am spus că nu am cercetat declarația domnului Dumitrescu, v-am spus că l-am cunoscut în urmă cu 7 ani de zile, când era un om de afaceri destul de prosper și că la modul cum văd eu lucrurile, fără să mă uit pe declarații de avere și fără să cunosc detalii din ancheta procurorilor, Dumitrescu era un om care putea să-și permită fără probleme să plătească o chirie de 6.000 de euro pe lună, pentru că avea un nivel de viață foarte bun și venit foarte mare. Nu, ce foame ți-e? Dar din familie și, practic, primește contractele respective,